data de 23 august 2016, Asociația Carpomenia a organizat o acțiune de ecologizare a parcului Humulești din sectorul 5, șoseaua Sălaj. La această acțiune au participat 20 de pensionare, membre CARP. De ce ați venit aici în parc? Să facem puțină curățenie ca să înțeleagă lumea că parcurile trebuie să fie curate, să poată să plimbe copiii și chiar bătrânii să stea în aer curat, fără gunoaie. S-au strâns gunoaiele care e de neimaginat ce poate fi într-un parc. Sunteți în mijlocul gunoaielor. Da, ce să facem? Dacă aici lumea aruncă prin parcuri unde trebuie să se joace copiii. Așa este. Și toate astea, ce să facem? Da. Noi executăm acțiuni de ecologizare zilnic, în sensul că la 3-4 zile pleacă o mașină, o camionetă cu peturi, sticle goale, sticle de sticlă, fier și așa mai departe. Sumele pe care noi le obținem sunt derizorii, în sensul că sunt niște prețuri de acestea pe kilogram de la 20 la 50 de bani, dar nu asta contează, ci căutăm să atragem atenția bucureștenilor tuturor, organelor de control, primarilor, curățenia din București trebuie să fie vitală, așa cum sunt probleme cu apa și canalul, că altfel ne inundă gunoaiele în București. Ne aflăm într-un parc, doamnă. Parc care trebuie să aibă cu totul și cu totul o altă destinație. Da, destinația trebuie să fie pentru relaxare, pentru plimbare, da. Să ne simțim bine și noi oamenii în vârstă, precum și ceilalți care trec prin parc și simte nevoia de o relaxare într-un parc. Și copiii. Și copiii, bineînțeles, în primul rând copiii, că vin cu bunicii în parc să se plimbe. Așa este. Noi vrem să încheiem și un contract de ecologizare cu primăria sectorului 5, nu o să vă dau detalii acum, în care să pune la dispoziția primăriei un număr de pensionari care să rețină atenția asociațiilor de bloc din zona noastră de activitate asupra neregulilor și mizeriei care este în jurul blocurilor și care aparține exclusiv blocului, dar și asupra mizeriei și neregulilor care există pe stradă, în zona nimănui, între bloc și stradă, sunt niște spații verzi care nu sunt nici ale sectorului 5, nici ale blocului, deci practic sunt ale nimănui. Această acțiune nu este nici prima, nici ultima, va continua. Ne-am bucurat foarte mult că acțiunea noastră a fost urmărită și sper să apară în mass media de către Radio România Actualități, evenimentul zilei și Canal D. Sper ca acest filmuleț pe care noi îl facem să ajungă la cât mai multă lume și aștept răspunsuri și aștept sugestii de la oamenii care au putere și influență în domeniul acesta al ecologizării, propuneri ce trebuie să facem, că trebuie să scăpăm odată de gunoaiele astea de București. Acum nu prea mai sunt câini, dar dimineața vezi rahatul de câine pe toate străzile, pentru că cei care țin câini în casă îi scot noaptea, îi scot seara, îi scot și ziua. N-am văzut, cu excepția sectorului 3, de unde am auzit că există amenzi care se aplică celor care scot câinile pe stradă și nu au o pungă unde să țină excrementele cățelului, o pungă, o mătură și un făraș. De fapt, mai multe pungi trebuie să aibă. Ori treaba aceasta ar fi legală și ar trebui toată lumea să semnalizeze, nu numai organele de ordine, ci noi, cetățenii, să vedem, uite, domne, ce mizerie, să le atragem atenția. Poate reușim să scoatem Bucureștiul ăsta din mizeria și gunoaiele care există la ora actuală.